Domnului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iubite credincioase, Evanghelia de astăzi ne învață un lucru. Să nu ne îndoim în credința noastră. Toate câte cereți, să aveți și încredințarea că le-ați primit. Dacă atunci când ne rugăm, credem că cele pentru care ne rugăm sunt ca și primite, atunci le primim. Dacă ne îndoim și le calculăm, le cântărim, e foarte greu. Noi știm, avem o rată de probabilitate cu care credem noi că ni se împlinesc rugăciunile. Știm, e foarte greu. Cât de puțin își împlinesc rugăciunea asta? Să trec examenul ăsta, să trec boala asta, să ajut în felul ăsta pe cineva. Nu se poate. Atunci, clar că nu se poate. Ca și copilul care merge la examen și spune foarte greu, n-am cum să-l trec. Și se blochează. Dar toate câte cerem, să avem încredințare că Dumnezeu ni le dă. Că la El este putere. Spunea cineva că, într-adevăr, Hristos zicea că El este lumina lumii. Dar El este și sarea pământului. Și spunea cineva că dacă atunci când ne rugăm, credem că Hristos este lumina lumii, vom avea lumină în sufletul nostru și în mintea noastră. Nu va fi beznă. Și dacă El este sarea cea bună, care face să dea gust mâncării, și sarea este și un bun conservant, nu se strică mâncarea așa de repede. Dacă avem o mâncare sărată și una nesărată, aia nesărată se strică mai greu. Dar tocmai că Hristos este sarea pământului. Și zice Hristos că dacă sarea nu este bună, ce face lumea? Calcă în picioare și aruncă afară, că nu are niciun preț. De aceea, El este Cel care dă gust vieții noastre și Cel care ne luminează. De aceea, să lăsăm îndoielile în puțina noastră rugăciune. Cei care poate nu ne rugăm de obicei. Când ne trezim în grabă și ne culcăm trudiți. Acum să punem un pic de rugă. Cei care am avut un pic să punem mai mult. Cei care au avut mai mult să punem și mai mult. Să înmulțim. Dar nu oricum. Nu cantitativ. Pentru că în Evanghelile de ieri, spunea Hristos, să nu zicem, chiar ieri zicea, în Evanghelia de ieri, să nu zicem multe ca neamurile. Că ei cred că dacă spui mult, printre vorbăriile alea, ai nimerit și pe aia bună. Noi credem exact invers. Că spunem puține, dar cele plăcute lui Dumnezeu. Amin. Să aveți o seară binecuvântată. Bună Dumnezeu să primească umilele noastre rugăciuni. Mâine seară, tot de la aceeași oră, să ne întâlnim cu bine. Să aveți o seară binecuvântată. Haideți la mine.
Raya, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească, să vadă săracii și să se veselească. Căutați Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Slow.